Un accident care ar fi putut să aibă urmări grave s-a petrecut în intersecția de lângă biserica din Schei. Neacordarea de prioritate a făcut ca două autoturisme să intre în coliziune pe strada Dragalina din municipiul Câmpulung. În urma impactului, o femeie a ajuns la spital. La fața locului s-au deplasat un echipaj cu auto specială de intervenție de la detașamentul de pompieri Câmpulung, o ambulanță Smurd și mai multe echipaje ale poliției. Unul dintre conducătorii auto a ajuns la spital pentru mai multe investigații. Detașamentul de pompieri Câmpulung a fost solicitat să intervină la un accident rutier pe strada Colonel Stănescu din municipiul Câmpulung. Ne-am deplasat cu o auto specială cu mod de descarcerare și un echipaj Smurd. Sosit la locul intervenției, am constatat a avut loc o coliziune între două autoturisme, în urma căreia a rezultat o victimă de sex feminin, care ulterior a fost preluată și transportată la UPU Câmpulung. Echipajul de pompieri a asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Ambii conducători auto au fost testați cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au demarat cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.